Suntem, dragi telespectatori, împreună cu primarul, cu noul primar al municipiului Moinești, domnul Valentin Vieru. În primul rând vă felicităm pentru că, iată, sunt câteva zile de când ați câștigat alegerile și continuați un proiect al Moineștilor, un oraș, o stațiune și un oraș european, așa cum l-ați rebranduit dumneavoastră, dar astăzi ne-am propus să discutăm un pic despre Raliul Moldovei. Prezența dumneavoastră aici la Zeme este mai mult decât importantă, în sensul că împreună cu colegii de la Zeme și de la Măgerești ați format o echipă împreună și cele trei localități aduc un sprijin important acestei competiții. Cum vedeți dumneavoastră ediția din acest an? Iată că deja suntem la a 7-a ediție, nu sunt străin de organizarea acestor ediții la Moinești, eu am fost primar în ultimii 8 ani, primar interimar în ultima jumătate de an, deci am participat efectiv la organizarea tuturor celor 6 ediții dinainte, iar de a 7-a mă ocup în mod special ca și primar ales al municipiului Moinești acum. Să mulțumesc pentru că mi-ați ridicat mingea la fileu și ascultătorilor și în special moineștenilor, să le mulțumesc că acum ne întâlnim prima dată într-o astfel de ipostază, pentru votul acordat. Să știe de la mine că eu sunt primarul tuturor, indiferent dacă m-a votat sau nu. Evenimentele și realizările ce vor avea loc în Moinești le voi organiza și sunt pentru toți și vor fi bineveniți la oricare din ele. Spuneam că suntem la a 7-a ediție, noi suntem de la prima ediție organizatori, la ultimele două chiar am rămas cam singuri, să spun așa, dintre localitățile urbane fiind doar noi, alături de Măgerești și Zemeș, dar am ținut steagul sus și s-au organizat aceste competiții și în ultimii 2 ani. Astăzi avem parteneri și Consiliul Județean Primăria Bacău, e o ediție mai amplă, să spun așa, având în vedere și expoziția de mașini de epocă care va avea loc în a doua zi a evenimentului, sâmbătă, între orele 12 și 14 în centrul orașului. Privitor la etapa de la Moinești de vineri, vă pot spune că centrul orașului se va umple de standuri, de firmele care reprezintă concurenții, ceea ce va promova și imaginea municipiului Moinești, atât la nivel național cât și chiar la nivel internațional. De asemenea, traseele sunt deosebite, piloții vin cu plăcere la Moinești și chiar caută să nu lipsească la nicio ediție, pentru că prezintă o dificultate deosebită pentru ei, ceea ce le creează adrenalină, le creează emoții și într-o competiție cred că asta și dorești. Eu vreau să le urez succes de pe acum, să-i felicit pe organizatori și pe cetățenii orașului, dacă o să fie puțin creat un disconfort, să ne înțeleagă că este și în interesul dumnealor și al nostru să ne promovăm orașul, mai ales că am devenit stațiune din februarie 2017, un oraș turistic plin cu evenimente. Avem un calendar de evenimente, unul dintre ele este și acesta și dacă acesta va trece cu bine și sper acest lucru, fără incidente, fără accidente, urmează alte evenimente. În toamnă, zilele orașului cu festivalul Moineștean, ca și de ce nu încă unul sportiv, mountain bike-ul. Undeva în luna octombrie va avea loc și acel eveniment este ceva asemănător, fiind tot un eveniment sportiv și care va duce imaginea municipiului, v-am spus, la nivel național și nu numai. Iată, dragi telespectatori, un răspuns mai mult decât complet din partea domnului primar. Desigur, această competiție se încadrează într-un amplu program de manifestări sportive și culturale. Moineștiul a reușit în ultimii ani să fie un vârf în această privință, așadar nu ne rămâne decât să vă urăm succes atât în mandatul dumneavoastră de primar, dar și ca un om și o personalitate care împreună cu Consiliul Local din Moinești întotdeauna adaugă un plus de valoare unor asemenea evenimente. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim toate cele bune. Mulțumesc, succes în continuare pentru concurenți și felicitări organizatorilor. O zi bună!